Consilierii locale ai PNL Zalău susțin investițiile pentru echipele de copii și juniori, însă dezaprobă dezmățul financiar din cadrul clubului SCM Zalău. Aceștia atrag atenția, la fel cum au făcut-o în numeroase rânduri, asupra faptului că este nevoie de renunțarea la contractele cu valori mari ale jucătorilor străini și promovarea copiilor talentați din Zalău. De altfel, și sumele alocate pentru plata taxelor și transportului jucătorilor străini consumă inutil o sumă mare de bani din bugetul clubului, fără a se reflecta în rezultate. În ședința Consiliului Local Zalău din 26 octombrie, consilierii locale ai PNL, prin vocea liderului de grup, acuză faptul că PSD-știi folosesc secțiile de copii și juniori ca paravan pentru dezmățul financiar din cadrul clubului SCM Zalău, atunci când au nevoie de bani mulți, deși doar a 10-a parte din buget este alocată fotbalului juvenil, conform datelor oferite de către cei din conducere. Acest lucru în ciuda faptului că factorii locali care decid să aloce bani pentru sport sunt obligați prin lege să aloce 30% din suma respectivă și către susținerea financiară a secțiilor de copii și juniori. Legea aprobată anul trecut este menită să ajute la consolidarea bazei de selecție pentru sportul de înaltă performanță, dar și pentru încurajarea sportului amator. Însă alocările masive de sume ale primăriei Zalău sunt către clubul propriu SCM, iar banii cheltuiți de aceștia pentru copii și juniori nu ajung nici măcar la 10% din buget, conform informațiilor făcute publice de consilierii PNL Zalău. Iată ce au postat pe pagina de socializare consilierii PNL Zalău. Lipsa performanței și mediocritatea se plătesc cu bani grei de primăria Zalău. PSD-știi folosesc secțiile de copii și juniori ca paravan pentru dezmățul financiar din cadrul clubului SCM Zalău, atunci când au nevoie de bani mulți, deși doar a 10-a parte din buget este alocată fotbalului juvenil, conform datelor oferite de către cei din conducere. Primăria Zalău a cerut astăzi, 26 octombrie, a câta oară, suplimentarea bugetului clubului SCM Zalău, care a ajuns să ne coste doar în acest an peste 10 milioane de lei, în timp ce rezultatele echipei de fotbal din sezonul trecut au fost mediocre și au ratat, a câta oară, obiectivul de a promova în Liga a doua. Toate aceste insuccese ar fi trebuit să ducă la înjumătățirea bugetului echipei de seniori, după cum a promis public domnul primar. SCM Zalău a reușit în schimb o performanță unică în sport, a inventat atât de multe funcții de conducere în cadrul clubului, că sunt mai mulți șefi prin birouri decât jucători pe teren, iar datele financiar-contabile detaliate sunt ascunse. În spațiul public au apărut o serie de informații false referitoare la desființarea clubului SCM Zalău, lansate către un personaj din PSD Sălaj, implicat direct în conducerea clubului sportiv, al cărui scop este de a introduce în eroare și de a deturna atenția cetățenilor. Consilierii locale ai PNL susțin investițiile pentru echipele de copii și juniori. Chiar în ședința de astăzi au propus, la fel ca în ședințele anterioare, renunțarea la contractele cu valori mari ale jucătorilor străini și promovarea copiilor talentați din Zalău. Un alt aspect asupra căruia am atras atenția este legat de cheltuielile pentru dezvoltarea orașului, care s-au realizat într-un procent de doar 23,71% în acest an față de prevederile din luna ianuarie. Cu alte cuvinte, primăria Zalău nu reușește să investească banii alocați dezvoltării, în schimb are un sac fără fund când trebuie să susțină un club ale cărui echipe de seniori nu își ating obiectivele trasate. Rămâne de văzut dacă municipalitatea va dori să respecte legislația în vigoare cu privire la alocările sumelor pentru dezvoltarea echipelor de copii și juniori sau dacă va încerca doar să arunce praf în ochii zălăoanilor, declarând în continuare că investițiile în sport se fac pentru viitorul copiilor talentați.